filme, noi aveam modelele, diferite modele, erau o cinematografie extraordinară, cinematografia poloneză. Și în cinematografia poloneză, un film care ne-a marcat până extraordinar, a fost filmul Cenușă și Diamant al lui Vaida. Și eu am avut ca model, și am și acum ca cineast, pe Andrei Vaida ca cineast ca model, de ce? Pentru că el reușește în mod magistral să îmbine arta cu filmul politic, nu în sensul de a fi un film politic militant, ci în felul de a arăta individul în diverse momente ale istoriei, individul cu problemele destinului lui într-un moment istoric. Am făcut filme legate de individ în istorie. Filmul Prea mic pentru Războiul de Mare, care a premiul la Locarno, a fost filmul de debut, a fost un copil în Războiul II Mondial. Ne-am întâlnit pe culoarele IATC-ului, Institutului de Adaptare Cinematografică, în 65, eram în al doilea an de facultate, el era în al treilea an. Văzuse un film pe 16 mm făcut de mine ca operator și a zis, vrei să lucrăm împreună? Da. Și iată, lucrăm de 40 de ani împreună. L-am lucrat cu Dinu Tănase, cu care am fost de la început împreună cu el și era inspirat într-un fel de copilul lui Ivan al Tarkovski, dar era cu niște secvențe onirice extraordinare. La Prea mic aveam o secvență care țineam foarte mult la ea și Dinu și eu, secvența cu soldații cu căștile când îi împușcă nemții în zăpadă. Și eram la Sinaia pe 15 martie și era nici pic de zăpadă, era seara înainte de filmare. Era mizerabilă vremea și eram așa de trist pentru că a fost o secvență absolutamente fără niciun haz. O vreme de noiembrie, nici măcar soare, nici lumină, era o mizerie. Și am băut vodcă cu Dinu cât am putut și când ne-am culcat, ne-am culcat la 3 dimineața. Și la 7 jumate când ne-am sculat, era zăpadă de jumătate de metru. La dincolo de nisipul rămăsese secvența, celebra secvență cu aruncarea crucii în apă. Așa, aia ne-am purtat filma la Brăila, că n-a fost gheață. Și atunci am zis, hai să facem la București. Dom'le, și-a înghețat lacul Buftea, odată de-a 25 de ani, a înghețat Buftea Bocnă și am putut mai secvența acolo. După ce construit toate decorurile alea, vă dați seama ce nebunie, am construit decorurile alea, dar nici tine că o să înghețe apa. Și am zis, dom'le, hai să facem noi ceva, să arătăm că nu știu cum, nu știu ce, și-a înghețat apa. Filmul care l-am ținut cel mai mult la el din viața mea, la care l-am făcut, a fost să fie făcut cu multă dragoste, multă pasiune, cu multe aventuri, foarte complicat, foarte greu. Am filmat în 2 ani filmul, un an l-am filmat la Brăila, în zona Brăilei complet, l-am stat închis și în anul următor am filmat în București la Buftea. Dincolo de nisipul a fost tot așa, cu aluzie istorică, care a fost atât de istorică, Ceaușescu l-a interzis personal. L-a luat acasă, l-a vizionat seara, la el în vine și l-a interzis. Un an de zile a fost o poveste grotescă ca să impunem filmul să iasă, a ieșit maltratat în sunet. Eu când am reușit să scot filmul așa cum am scos, atunci am fost foarte mulțumit de domnule, am reușit să-l scot. Acum când îl văd, mi se pare băgat în niște orori, care acum simt cât de grave sunt. Și având șansa extraordinară ca să găsesc toate benzile sonore la existente încă, pot să scot ceea ce este mizerabil, să fac filmul așa cum vreau să-l fac, cu povestitorul care era erou, așa cum e Cormandul Fănuș, și dacă scot aceste părți, filmul va fi un film cum am făcut eu. Filmul a avut niște cronici absolut extraordinare de la început, entuziaste. Dar eu erau hotărât să plec, pentru că mi-era foarte clar că dacă Ceaușescu m-a avut în vizir personal cu filmul, eu nu voi avea cum să mai descurc în următorii ani, decât dacă aș fi făcut compromisuri cumplite și așa mai departe, și, sau nu știu dacă aș putea rezista unei presiuni de 20 de ani, cât am durat Ceaușescu. După care eu am plecat în Germania. Primii ani, între 74, când am ajuns acolo, până în 79, 4 ani, 80, ca să zic așa, am lucrat exclusiv ca inginer. Înaintând scenarii și fiind respinse. Ultimul scenariu care l-am inventat a fost Fabrica de Paște. Sechs Brüder seien mir gewesen, haben mir gehandelt mit Strin. Când am terminat Iacob, un om extraordinar care s-a prăbădit din păcate, Laurent Straub, făcând în presă Iacob, ne-am prietenit foarte mult și ne vedeam des și la un moment dat, într-o zi, stând la cârciumă, s-a deschis ușa și a intrat Eva Matis îmbrăcată ca Fassbinder. Asta se întâmpla în lunile din 82 după ce murise Fassbinder. Adică a murit Fassbinder, a fost o bombă, a murit foarte tânăr, au fost tot felul de legende, el era o legendă ca persoană și ca felul de a trăi și ca felul de a lucra, era un regizor cu o forță extraordinară și intrând Eva Matis îmbrăcată ca Rainer,
El a zis, nu eu, el a zis, uite ce înseamnă, ce înseamnă cu aia. Și asta a fost ideea ca să facem această pieză cu acest travesti. Cu Eva Mattis în rol. Camera. La bitte. Walter, bitte. Walter, bitte. Danke. L-am făcut enorm în germană, ca nu se știe, că nu am cum să le arăt aici, așa n-am. Eu am făcut cu CDF, am un Zweiteiler, un film în două părți, 5 ore de film. Am scris un serial de 13 serii pentru copii, care s-a jucat pentru Islanda. Am făcut încă o comedie franco-germană, adică eu am lucrat foarte mult în cinema. Și eu sunt puțini regizori din Europa de Est care am lucrat profesional în Germania și am trăit din cinema din 79 până am plecat, adică până în 95. La München am văzut, eu deja conduceam un studio de producție al Uniunii Cineaștilor înființat după anii 90 și zic, Radu, vin o să faci film. Am făcut prima coproducție cu Vestul, cum ar veni, cu CDF-ul și cu încă vreo două studiouri de producție, inclusiv studioul lui Radu Gabrea de la München, se numea Rose de Mil. Acest film, Rose de Mil, am pretenția și nu există altul care să trateze atât de mult Berlinul anilor din Belle Époque. Vizual, în principal. Pentru că m-a interesat și asta, să reface Berlinul acelor ani. Și este ultima filmare cu 3.000 de oameni între Brandenburgător și castelul berlinez de la Pod, Podușincă. Este refacerea Berlinului integral așa cum a fost. Când a venit în România și am fost, de exemplu, la festivalul de la Iași, de Teatrul Goldwald, mi-am dat seama ce extraordinar impact a avut acest Goldfarb în Teatrul Mondial și ce prostie facem noi românii că nu-l pomenim. Deși el a debutat în 1876 în Iași, Teatrul Iidici din lume s-a născut la Iași, care a urmat apoi marele teatru de pe Second Avenue din New York, care într-un fel este și sursa musicalului american, noi o ignorăm pentru că îl chema Avram Goldfarb și nu îl chema George Popescu. La Iași am cunoscut pe două personalități extraordinare, Eli Strom și Liza Lechvard, care sunt cântăreți de muzică klezmer, Elizabeth are rude și bubunici care vin de la Târgu Frumos de lângă Iași. Atunci am descoperit și eu ce importanță are doina în muzica klezmer, că este o muzică care se cântă în toată lumea și la care bază 75% este doina românească. Nu știe nimeni de chestia asta, tot același motiv, că ea lasă acolo că sunt ei cu cultura lor și noi nu. Noi avem pierderi imense din cauza asta. Guten Tag, Fräulein Binder. Was macht die Lunge? Nicht schlimmer geworden. Und wie geht es unserem großen Helden hier? In drei Tagen kann er wieder Schießen spielen. Ich bringe es nicht hinaus. Guten Tag. Weiß ich nicht, was du da nimmst, aber seine Waren. Sie greifen auch gar nicht auf, verstehst du? Ich denke, ich will dich sehen. Auf der Stelle drehen wir. Ja, genau. Ja. Und dann legst du dir dazu. Du bist drin in einem Orgasmus von Vorgewalt. Ja, du musst das wissen. Action! Asta e prima. Îți spun eu acum, începe să îngenunchiați, da? Atențiune, acum dumneavoastră, când zic eu acțiune, mergeți fiecare ca la piață, cum mergeți în oraș. Action! Pentru un film cald, cu poveste și arată, în primul rând și în primul rând, societatea săsească din România, care a dispărut complet. Și cu Coșul decapitat, un film despre istorie, ați văzut? Exact, da. Și Gruber la fel, deci este, ca zic așa, ca tematică, e în linia preocupărilor mele. Dar știu că mi se pare interesant să fac acele aspecte istorice care sunt fie necunoscute, fie neglijate, fie distorsionate. Ori pogromul de la ea și Cartea Romana Parte, care m-a incitat la treaba asta, exact acest caz. Este un caz ascuns cu grijă, de autoritățile românești, pentru că se simțeau într-un fel foarte vinovate și că nu se potrivea politic în ceea ce gândeau ei.
Lasă așa, să vedem o dată cum este. Lasă așa, fac o oră la așa. Acum asta n-ați să știi ce să facă, spune-mi. Suntem singurul cuplu de regizor-operator care a lucrat din facultate și mai lucrează încă. Întâlnirea noastră, pot să spun că a fost providențială, ne completăm extraordinar unul pe celălalt. Ciudat, nu ne contrazicem. Avem aceleași gânduri despre film. Am iubit aceeași școală de film care ne-a format anilor 60. Dragi prieteni, mă bucur foarte, foarte mult că sunteți astăzi seară la un film care sper să vă intereseze și să vă emoționeze cu aceeași măsură în care s-a fost dragostea cu care l-am făcut eu și interesul foarte mare pentru el. Știți, de obicei, o carte lansată și bestseller îi ajută să facă filmul. Aici filmul a ajutat foarte mult unei cărți, pentru că un editor brazilian a văzut filmul, a căutat sursa filmului și a comandat la Viena licența pentru Brazilia, pentru romanul Mlușitorul și Arășlar. Deci a fost un efect absolut extraordinar. Ceea ce e, într-adevăr, nu este că eu am ținut să folosesc imagini reale ale satului ruinat așa cum e acum. Care sunt niște imagini absolut fabuloase. Nu s-a deșvat. Sunt niște oameni veniți din Boemia. În jurul ăsta se întâmplă povestea. Și povestea care se naște, o să de la mintire. Berlin, den 19. November 2010. Der Bundespräsident, ich kann es nicht lesen, aber es muss heißen, Christian. Aș vrea să am, puteam să mai fac vreo 4-5 filme, sau 6, care cred că o să ies la pensie sub nicio formă și sper să lucrez în continuare ceea ce fac și acum. Se segue, sou escuto, muito bem.